Deci toată lumea acum când aude sumele astea se miră, însă Craiova întotdeauna a fost o echipă care a oferit salarii foarte mari. Uh-huh. Foarte mari. Adică să ne amintim că în anii 2007-2009 Dorel Stoica încasa la 300.000 de euro pe an la 400.000 de euro. Cine? Dorel Stoica. Da? Florin Costea. Dorel încasa 400.000? Dorel a avut în 2009 a încasat 400.000 de euro. Și frații Costea? Mi se pare că 300.000. Florin a încasat 300.000. Mihai mai puțin creat în atunci. Și acum care e cel mai mare salariu? Nu-mi trebuie jucătorul. Care e cel mai mare salariu acum? Păi cu tot cu bonusurile pe care le-a primit un jucător și cu undeva la 20.000 de euro pe lună. 20.000 de euro pe lună, nu? Da, cu tot ce a primit. Bine, da. Bănuiesc că e Bauza care e cel mai bun jucător. Nu, trebuie frumos. Deci nu, asta sunt chestii confidențiale pe bune. Dar am înțeles. Bine, ok, nu că nu insist. Dar deci cu tot se ajunge și la 20.000 cu bonusuri. Sunt plătiți. Adică e bine, jucători. Se trăiește bine la Craiova, avem nu? Avem și veterani în echipă care sunt plătiți foarte bine pentru niște jucători de vârsta a doua. Adică deci, 7-8.000 probabil pe acolo, nu? Care cred media salarială, eu zic că media salarială la echipă este undeva la 8-9.000 de euro. Foarte bun. Foarte mare. Eu zic că suntem în primele patru din România. Foarte și bun. Și pe lângă asta, cu specificația că sunt plătite salariile la zi la Craiova. Că și asta e important. Că mulți au salarii mari, dar le plătesc după aia.